boyuna bir kaş var elden aydın sırsından yarılsa. Soldații americani au lăsat deoparte pentru câteva ore uniformele și armamentul din dotare și i-au petrecut cot la cot cu tătarii din Constanța, la petrecerea organizată de ei cu ocazia Ramazan Bayramului. Șubarecul și baclavalele au avut un adevărat succes, însă nici preparatele din carne de miel sau de pui nu au rămas negustate de soldați. Nu știu numele tradițional al mâncărurilor, dar au fost minunate. Mâncarea pe care au gătit-o femeile chiar aici a fost fabuloasă. Știu că o parte din ea a conținut pui, miel, a fost și un produs de patiserie care avea un fel de carne înăuntru și a fost minunat. Și vă mai spun ceva, modul lor de a face baclavalele. Hey Bill, what was this that you brought me? E o întrebare grea, nu știu ce mi-ai adus aici. E șuberec? Șuberec, este delicios. Gospodinele au gătit ore în șir șuberecul tradițional chiar în fața celor prezenți. Bărbații au încins grătarele, iar micii și carnea de miel au sfârâit sub privirile pofticioase ale celor prezenți. Cu puțin ulei, cu apă, cu puțină sare, cu făină și după aia se întinde, se pune carne în mijloc. Se îndoaie, se taie frumos, da, carnea se condimentează, bineînțeles, cu piper, cu cimbru. Merge treaba? Merge, merge. Cât ți-ați făcut? Cam 3.000 până acum. Mult, puțin? Puțin, mai avem încă 5.000. După ce au gustat din bucatele tradiționale tătărești, americanii și-au încercat norocul și la concursul de tras cu arcul. Nu l-au mânuit la fel de bine cum fac cu armele de foc, așa că au renunțat repede și au mers să urmărească luptele tătărești.